Luni 18 noiembrie, de la ora 18, în sala polivalentă din Călăraș, s-a jucat derbiul etapei a noua din Liga 1 dintre Futsal Club Dunărea Călăraș și CS United Galați, dar și duelul antrenorilor jucători Marian Șotârcă și Florin Ignat. A fost o partidă foarte disputată, călărășenii deschizând scorul în minutul 3, iar gălățenii au egalat imediat după ce s-a reluat partida. Prima repriză s-a terminat la egalitate 1-1. A doua repriză a fost foarte echilibrată până la final, când gălățenii au înscris de două ori, câștigând partida cu scorul de 3-1. Pentru Futsal Club Dunărea Călăraș urmează un meci în deplasare pe data de 25 noiembrie cu Futsal Club Odorheiu Secuiesc.